proaspătă mămică mai are nevoie de una, două trucuri de înfrumusețare imediat după naștere. Ei bine, și cântăreața Alesia apelează la așa ceva, însă culmea nu asupra corpului are ea probleme, ci înțeleg că fața necesită o reîmprospătare? Trebuie să luăm în calcul că fața este prima, este care trebuie să arate mult mai bine. Două cuvinte, dacă le spui cum trebuie, inima simte și bate și mai repede. Plapa superioară cade peste plapa inferioară și atunci, uite cum te-ai dat tu frumos cu tuș, eu nu pot să fac asta. Pentru că atunci când mă dau cu tuș la ochiul stâng cel puțin, plapa superioară vine deasupra și mi-e pune culoarea ei peste tuș. Și atunci m-am dat cu tuș degeaba. Trebuie tot timpul să stau cu tușul după mine sau se pune și pe plapa superioară. Este foarte stresant pentru mine. Și de ce ai nevoie pentru a remedia această mică problemă? De blefaroplastie. Este o intervenție foarte ușoară. Durează 20 de minute. Recuperarea este spectaculos de rapidă și rezultatele sunt spectaculoase. De recuperare, v-am spus, practic plec pe picioarele mele, poate chiar și cu mașina. Alesia, dar spune-mi, pentru ce atâta pregătire? Am înțeles, ești proaspătă mămică, dar sigur pregătești tu ceva de vrei să arăți spectaculos. Da, vreau să arăt nu spectaculos, ci cât de bine se poate și cu intervenții de bun simț ca aceasta de astăzi pentru botezul fiului meu. Are pe buzele mai complimente, e un hacker de sentimente. Soțul ce a zis? A fost de acord cu tine? Te-a susținut? El, săracul, e de acord cu ce vreau. Știi, noi suntem nebune femeile, cu noi nu trebuie să te pui. Dacă el îți spune că ești frumoasă în fiecare zi, mai ai nevoie de intervenții? Păi el îmi spune că sunt frumoasă și eu știu că sunt frumoasă. Nu pot să zic că e neapărat un moft, este o necesitate pentru că mă deranjează pe unde merg și la concerte mă deranjează, să știi. Adică tot tușul meu, din cauza asta, îmi ajunge pe aici. Bine, abia așteptam să ajung. Bebelușul ce-ți face? Bine, e bunicii la vaccin. Fiecare la intervenție. 3 luni. Joia. Ți-l arăt acum. Uite cum era el mic. Aici avea cât o zi, două. E atunci, imediat. Câteva ore. Să stăiască? Și acum? Ceva mai nou? Și acum... Păi să-l găsesc de-aseară. La băieță. La băieță vrei? E foarte haios la băieță. E haios. Da, este, nu? E da. Super haios. Să străiască. După ce s-a mai relaxat puțin și a aflat toate informațiile despre blefaroplastie, Alesia a început pregătirea dinaintea operației. Domnul doctor a luat măsurători și a desenat marcaje pentru intervenție, iar 30 de minute mai târziu, Alesia zâmbea, liniștită, pe masa de operație. Alesia, gata? Gata, gata. Cum te simți? Foarte bine, n-am simțit mai nimic. Am povestit, nici nu mi-am dat seama când a trecut. N-am simțit nimic, nu mi-a venit să cred. Am simțit o ușoară înțepătură la anestezie și atât. Chiar nu mă așteptam să fie atât de simplu. O să aibă nevoie de vreo 10 zile de recuperare. Mai exact ce trebuie să facă în aceste 10 zile ea? Să doarmă cu capul pe o pernă două, să fie un pic mai sus, să-și urmeze tratamentul profilactic, un antibiotic, un antiinflamator, astăzi și eventual și mâine niște comprese reci, să pună, să scadă inflamația, să fie cu mințică, să nu se frece la ochi și în rest, după aceea, să se bucure de rezultat. Oh, hey boy, oare știi de ce sunt eu în stare? Spune-mi tu. Să petrec mult mai mult timp cu Alvin, neputând îți dai seama să merg peste tot cu 100. Da, apropo de Alvin, pe el, cu cine l-ai lăsat acum cât ai fost tu la intervenție? Păi eu am venit la intervenție și el s-a dus la intervenția lui la vaccin cu bunicii. Cum e Alvin, Alesia? Este un băiețel foarte cu minte, dar îmi creează
dificultăți cât de cât pentru faptul că este greu. Are la 3 luni 7 kg și jumătate. Cu cine seamănă mai mult? Cu tine sau cu soțul tău? Când l-am născut, seamăna leit cu mine. Acum începe să... Dacă mă crezi că i s-a schimbat și forma capului. Am rămas șocată. Și ușor, ușor se îndreaptă către Ionuț, dar am observat amândoi, spre surprinderea și bucuria noastră, că a luat cei mai frumos de la amândoi. Pentru botez, ce mai ai de pregătit? Pentru că numai mâine nu-i păi mâine, știi cum se spune? Dacă spun că încă nu am reușit să mă decid la aranjamentele florale, nu am găsit pe cineva care să mă mulțumească cu adevărat. Va fi un botez cu tematică? Da, Alvin și veverițele.